Mulțumesc pentru îngăduință. Revenim la principiile din educația primilor ani. În primul rând, formarea unei conștiințe curate. Copilul este născut cu o concepție nativă despre ce e bine și ce e rău. Dar asta trebuie educată. Spune Scriptura în Isaia 7:16, înainte ca să știe copilul să lepede binele de rău. Deci perioada asta e foarte importantă. Zice în Romani 1 și Romani 2 că Dumnezeu a pus în cuget, în conștiința omului, capacitatea să facă diferența dintre bine și rău. Dar tot în Romani zice Pavel 9:1, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt. Ce înseamnă asta? Până copilul e mic, trebuie să știe foarte clar, ăsta e binele și ăsta e răul. Feriți-vă de așa numitele zone gri. Copilul trebuie să știe foarte clar ce e alb și ce e negru. Că dacă n-ar fi gustat părinții noștri din pomul cunoștinței binele și răului, nu trebuia truda asta. Dar de atunci, binele și răul sunt ca și înțelepciunea și nebunia, în piață, cum zice înțeleptul în proverbe. Și copilul trebuie ajutat să știe să facă diferență. De exemplu, aveam vreo 3 copii atunci și unul dintre ei s-a urcat și a tras niște vase de pe un stativ de la cuvetă, de porțelan, și le-a spart. Și imediat și-a dat seama că a greșit, nu? Dar eu nu i-am zis nimic pe moment să văd reacția lui și după ce au mai trecut câteva minute, vine la mine și mi-arată pe fratele lui mai mare și zice, el le-a spart. Deci există conștiința în copil, dar ea trebuie prelucrată, că altfel rămâne confuzie, fals. În al doilea rând, când copiii sunt mici, dar mici, mici, trebuie siliți să asculte și să treacă printr-un proces de dresaj. Comenzi ca... Stai jos, ridică-te, du-te, vino. Trebuie să le execute. Și plânsul n-are voie să obțină drepturi legale. Dacă vom reuși să facem această militarie cu copiii până sunt mici, ne va fi ușor nu numai nouă, și lor. Dacă nu reușesc să asculte de aceste comenzi, vor fi ca niște animale neîmblânzite. Dacă copilul nu poate asculta până e mic de tata care îi spune stai jos sau nu te du, nu va putea asculta nici de el însuși când știe că nu-i bine unde să se ducă, dar-i bine să se ducă. În foarte multe țări este interzisă pedepsirea copiilor. Biblia o recomandă. Ce-i de făcut? M-au auzit despre o familie din Statele Unite, acolo nu-și putea bate copiii, i-au adus în România și i-au bătut bine într-o vacanță. E, dacă s-au dus înapoi, ce credeți că a fost? Puțin lucru. Bateți copiii înainte ca să știe ei că i-ați bătut. Pedepsiți copiii înainte de a putea ei suna la autoritatea respectivă. Pe când poți suna, e cam târziu. Am citit din cărțile fraților menoniți în mod special că ei trudesc foarte mult la educația din primii ani de viață. De exemplu, citeam despre o mămică cu 5 copii sub 10 ani. A zis, eu sunt terminată, eu altul nu mai fac, că oricum mă duc în iad, că nu mă chinui cu ei. Și s-a dus la o familie care se ocupa strict de educația copiilor. Și această familie a zis, acum voi sunteți musafiri, copiii ne dați pe mâna noastră. Voi vă uitați la noi și dacă vreți să învățați. Discuta sora asta educatoare cu mama asta necăjit. Și vine un copilaș, ia o jucărie și începe să lovească în mama. Și ea, după cum era obișnuită, îi spune, dar nu lovi pe mama, că o doare. Și sora educatoare îi spune, nu așa, ia-și tu o jucărie și lovește-l cu puțină intensitate mai mare de cum lovește el. Ca să învețe regula, cum ai făcut, așa ce se va face. Și să vadă că ceea ce face el doare.
Nu doar să-i spui tu că doare, să-l faci să înțeleagă doare. Când a văzut copilul, a început să lovească mai tare după că l-au ținut puterile. Și educatorul i-a spus mamei, lovește și tu mai tare, că te ajută puterile. Când a văzut copilul că nu merge, a aruncat jucăria. Și educatorul i-a zis, acum începe educația. Du-te, spune-i acum să le adune toate. Și dacă nu le adună, îi vom mai spune încă o dată, încă o dată, și dacă nu vom lua unuia, și îl vom atinge o dată, și îi vom mai spune de două ori, și iar îl mai atingem o dată, și până la urmă copilul le-a adunat. Și educatoarea a zis, educația continuă, acum pune-l să facă altceva, să vezi dacă asta i-a intrat în sânge. Ei, și mâine din nou, și poimâine din nou, și după ce au stat, pare mi se, două, trei săptămâni sau o lună la familia aceea, s-au dus acasă, au încercat să pună în practică aceste principii și au scris după vreme la sora. Ne rugăm Domnului să ne mai dea un copil, copiii sunt o binecuvântare. La român nu s-a prea știut, până copiii au fost mici, i-au luat toți în brațe. Și când au plâns, el a fost șeful. Apoi, după cei mai mari, îl pedepsim și noi suntem mai tari, dar după cei mari de tot, s-a dus. Și atunci constatăm că este prea târziu să se mai facă ceva. Vorba aceea, tigrii mici se fac mari și tigrii mari ucid oameni. Dar până sunt mici, se poate face ceva. În ideea aceasta, vă recomand până vă sunt copiii mici să îi implicați în diverse activități, să-i puneți să muncească ce le place și ce nu le place. Spune Scriptura în Proverbe 22:6, învață pe copil calea care trebuie să urmeze. Trebuie în viață să facă curățenie. Trebuie. Trebuie să se îngrijească de cele necesare. Trebuie. Ei, trebuie învățat de mic să se deprindă cu activitățile vieții. Spunea Domnul Iisus, Luca 16:10-11, cine e credincios în cele mici? E credincios în cele mari. Și de asemenea, și în sens negativ, cine e nedrept în cele mici, e nedrept și în cele mari. Iată câteva principii de formare, modelare a copiilor mici. În primul rând, fii onest, fii drept în ceea ce înveți. Copiii sunt suficient de abili. Să nu cerem copiilor noștri să facă ce noi nu facem. Un tată spunea, trebuie să fiu foarte atent că sunt urmărit de un puști. E cu camera de luat vedere pe mine. Și tot ce fac înregistrează. Și apoi când încerc să-i spun, va zice, asta e politică pentru copii, dar nu pentru oamenii mari. Și atunci el de-abia apucă să scape de regimul ăsta în care trebuie să facă, fiindcă el e mai slab. Dar dacă va vedea că tata respectă ceea ce spune, tata nu minte niciodată. Dar dacă mama nu se ceartă, atunci va fi îndemnașilă să nu se certe cu frații lui. De asemenea, foarte important, respectă drepturile copilului. Dreptul la proprietate, cum ar fi. Ai dus o mașinuță și n-ai spus-a cui. Și se vor certa de la ea. Cine e de vină? Tu, că nu ai carte funciară înregistrată. Să-i spui care, a cui este. Dacă e a lui și e nevoie să o dea la fratele lui, foarte bine. Eventual fac schimb. Așa ca legământul între Ionatan și David. De asemenea, respectă dreptul copilului de a vorbi. Tu strângi mai tare, așteaptă să spun. Și apoi explici și discuți împreună cu el. În al doilea rând, ca să învețe, și asta vă citesc din Deuteronom 6, ambele aspecte și nu mai multe. Deci, în primul rând, să trăiești tu ceea ce îi spui lui și, în al doilea rând, să repeți de N ori. Repetiția, spun român, este mama învățării. Iată ce scria Domnul în cazul evreilor, 6:1. Iată poruncile și legile rânduiele pe care a poruncit Domnul să vă învăț să le împliniți, să te temi de Domnul. Mai întâi tu, apoi fiul tău și apoi nepoții. Ascultă dar Israele, versetul 5, să iubești pe Domnul Dumnezeu tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din toată puterea ta. Copiii vor vedea dacă noi iubim pe Domnul sau nu. Dacă noi ținem la anumite principii sau nu. Și apoi, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, și după aceea, să le întipărești în mintea copiilor tăi.
Să le vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Asta m-a făcut să mă gândesc de ce aceste patru ipostaze. Nu-i destul dacă le spui când se scolă. Nu copiii peste zi uită. Trebuie să le spui și seara. Nu-i destul să le spui când pleci de acasă să fiți cuminți. Nu, a uitat. Și pe când te întorci înapoi acasă să le spui iară. Ce har că și copiii noștri nu cresc mari într-un an, că n-am reușit să-i învățăm. Ei bine că durează mai mulți ani creșterea, ca să repetăm și iarăși să repetăm. Doamne, ajută-ne! Altfel nu se implementează educația. Psihologii spun că pentru ca un lucru să fie, să devină o obișnuință, trebuie exersat în mod voit de peste 60-70 de ori. Copiii care au fost învățați, nu doar să-și așeze hainele, că asta se luptă, mămicile, să nu mănâncă ce fără rugăciune, să nu facă mofturi la mâncare, citeam despre felul în care și-a crescut familia Wesley, cei 19 copii, printre altele, să se respecte ora de masă și de culcare, fiecare să ia medicament fără nicio crâșnitură, fiecare să-și îndeplinească sarcinile fără nicio ezitare. Această aparentă militarie, că nu-i punem noi să care bolovan, eventual nisip, când sunt mici, îi va ajuta atunci când sunt mari. Dar ca să nu pară toată această trudă strict ca o armată, putem face din educație un har, nu o pedeapsă. Asta înseamnă să lucrăm și noi împreună cu ei, să ne jucăm și noi împreună cu ei, dar nu un fotbal așa, pe scor, n-ați rezolvat nimic. Să te joci în ceea ce ține de mintea lor, dar în ideea că tu ai lepădat ceea ce era copilăresc. Să-i asculți în toate discuțiile lor, să ne amintim noi când eram de 5 ani și ne făceam o casă din pământ sau de știu eu din ce ambuscade de pe acolo. Apropo, feriții de împușcături și de lucruri care nu sunt bune în realitate, nouă ni se părea. Eu, de exemplu, n-am crescut cu mașinuțe. Am trăit la munte, tata a avut agricultură, aveam pe acolo saivane făcute, vite din bâte de corn, juguri din sârmă de aluminiu. Ei, dar pentru mine țineam la boii aceia cât ținea tata la boii care îi crescuse 2 ani. Dacă vine un om mare și trece cu tăvălugul peste jucăriile lui, este ca și cum ar veni hoardele de tătar să ia ce ia nostru. Coborându-ne la mintea copiilor noștri, îi putem face să se bucure în fiecare etapă a vieții. Când ne-am mutat la Arad, deoparte aveam o familie fără copii, maghiari. Și ieșirea din casă era exact pe partea lor. Și ne-am temut să nu-i deranjeze cei 7 băieți ai noștri. Am vorbit cu ei și ei ne spuneau, lăsați-i să se bucure de copilărie. Vecinul nu avea copii, își dorea. Lega iarna sânile, că la Arad nu-i niciun deal. După mașină, pe o stradă, cerea neasfaltată și îi plimba el. Nu că n-avea treabă. Dar uneori trebuie să ne coborâm la mintea copiilor. Știți că și Dumnezeu se coboară la mintea noastră. Mie mi se pare că noi suntem mult mai nepricepuți față de Dumnezeu pe cât sunt copiii față de noi. Și Dumnezeu ne înțelege și când plângem ne mângâie. Numai să fie un pocăit necăjit, meargă undeva la rugăciune, să vezi ce prorocie de mângâiere dă Duhul Sfânt, că e mângâietor. Dar poate asta e un fel de a-l legăna pe unul. Dar totodată Domnul, dacă e nevoie, are și o nuia pentru noi. Ne poate și avertiza. Este foarte important să fie și una și alta. Și nu uitați de un orar înțelept. Spuneau un copil, aveau părinții agricultură, zice, pe noi părinții ne-au dat viață ca să facă din noi sclavi. Că acum nu-i mai perioadă sclavagistă, că n-avea cu cine munci. O concepție greșită. Este timp de școală, dar trebuie să fie timp și de joacă, și de somn, și de adunare, și de plimbare, și de toate. Tăind de pe listă lucrurile păcătoase. Și închei, citindu-vă din Deuteronom capitolul 8,
Pentru că asta a fost ideea principală în cazul educației copiilor mici. Crește-vi-s copiii după modelul lui Dumnezeu. Am cunoscut într-un sat două familii, ambele cu 10 copii. Ambii tați proroci, buni. Dintr-o familie, toți cei 10 spocăiți la casele lor, oameni harnici și serioși. Din cealaltă familie, din 10, unul nu-i pocăit. Și în societate nu-ți realizați. Și m-am întrebat, Doamne, unde-i diferența? Și am întrebat, cel din tâi a cărui copii sunt serioși, s-a rugat mult pentru ei, a postit, dar i-a pus la treabă. A fost și bun cu ei, dar și sever. Celălalt i-a lăsat să facă ce vor. Și când cineva reclama copiii, lui zicea, eu să-mi bat copiii mei, Doamne ferește. Ascultați cum și-a crescut Dumnezeu copiii. Când a luat pe Israel din Egipt, a zis, Israel este întâiul meu născut, model de părinte. Deuteronom 8, de la versetul 1. Să păziți, să împliniți toate poruncile pe care vi le dau astăzi, ca să trăiți, să vă mulțiți și să intrați în stăpânirea țării pe care a jurat Domnul că o va da părinților voștri. Deci așa vor moșteni copiii noștri ceva. Adu-ți aminte tot drumul pe care te-a călăuzit Domnul Dumnezeu tău în timpul acestor 40 de ani în pustie, să te smerească, să te încerce, să-ți cunoască pornirile inimii și să vadă dacă ai să păziți sau nu poruncile lui. Astfel te-a smerit. Pune-ți pe copii să învețe condiții modeste, să postească, te-a hrănit cu mană, pe care nici tu nu o cunoșteai și nici părinții tăi nu o cunoscuseră, ca să te învețe. Deci toate au un scop educativ. Că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice lucru care iese din gura Domnului trăiește omul. Haina nu ți s-a învechit pe tine. Deci asta nu înseamnă să nu grijim de ei. Și nici s-au umflat picioarele în timpul acestor 40 de ani. Recunoaște, dar în inima ta, asta e versetul important, că Domnul Dumnezeu tău te mustră cum mustră un om pe copilul lui. Acum eu întreb, Dumnezeu a luat modelul de la noi sau noi trebuie să luăm modelul de la El? Aici e dat exemplu cu un părinte bun. Așa a procedat și Dumnezeu. Cum zici și în Proverbe, care este fiul acela pe care nu-l mustră? Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului. Dacă, foarte important, ne vom face datoria în primul rând în primii ani de viață, ne va fi foarte ușor mai târziu. Dacă am pierdut anii aceștia, specialiștii spun că până la 5 ani se implementează principalele funcții. După aceea este mult mai greu. Dacă până e mic și de-abia ajunge la mânerul ușii, nu-i învățați să închidă ușa când îi spui să o închidă, când va fi mare o deschide, când vrea să duce unde îi place. Ei, cu asta nu spun că nu putem să avem probleme mai târziu. Toată viața, cum vă spuneam, trebuie să ne pregătim pentru noi etape. Dar dacă prima etapă e făcută bine, avem șanse mari. Dacă la prima etapă am greșit, după aceea truda este imensă. De aceea, dedicați-vă copiilor dumneavoastră. Dacă Domnul vi-a dat, Dumnezeu să vă ajute să fiți niște părinți biruitori, de succes. Pentru că zice înțelept un proverbe, un copil bun îi bucurie la tata și mama, și unul care nu-i bun, mâhnire și durere. Și nu e altă tragedie decât după ce ai suferit, să te mai și necăjești. E normal, potrivit Scripturii, după ce ai suferit pentru un copil, să te bucuri. Dar asta presupune educație. Domnul să vă dea har. Amin.